unele glume pică la montaj, pentru că sunt un pic prea dure pentru publicul larg. Iată ce a rămas la varză. În 1994, în paleolitic, cum ar fi pentru unii dintre voi, mi-am luat carnetul de conducere, eram atât de fericit. N-aveam mașină, pentru că părinții pe vremea aia n-aveau bani să ne dea să ne luăm mașini. Dar un văr de-al meu, în schimb, mă sună și zice: vărul, mi-am luat mașină și am nevoie de tine. Mamă, eu bucuros că nu condusesem decât la școală, zic, mă duc, e clar. Și a luat mașină și a luat Trabant. Trabantul la vremea aia, nu râdeți, era o mașină nemțească. Era foarte bună, din carton, da, bună, funcționa. Și zice, hai cu mine până la Călăraș să mut actele de firmă de la Călăraș pe București. Și am nevoie de șofer, pentru că el n-avea carnet, n-are nici acum, nu și-a luat niciodată. Dar își luase mașină, crește găinii acum, nu știu ce face. Și plecăm, oameni buni, true story. Plecăm, am dat o tură cu el pe acolo prin cartier să văd dacă... Trabant, na. Trăgea dreapta, l-am simțit. Trabantul trăgea ori dreapta, ori stânga, niciodată nu mergea pe mijloc. Bă, zic, hai că m-am obișnuit cu el, am plecat la drum. Când ajungem, noi suntem de neam, suntem din Făurei de Lehliu. Și când ajungem aproape de noi acolo, în drum spre Călăraș, vărmiu zice, bă, hai să trecem și pe la noi prin sat, că na. Să-l vadă rudele, că și-a luat mașină și... Am dat o tură prin sat, nu s-a întâmplat nimic, plecăm. Când să plecăm la drum, la șosea, o doamnă, cum să vă explic, știți doamna aia de la comună, doamna satului, cum ar fi? Știți, aia cu părul pe bigudiuri, de miroase capul amoniac de la permanentul ăla și cu niște... și un decolt și un... la vreo 50 de ani, împănată bine, ca la țar, împănată. Era la autostop cu preotul satului. Acum vărmiu zice, bă, hai să-i luăm, că uite, e părintele. Zic, cum să nu-i luăm, că era un același drum. M-am dat jos din mașină, am deschis ușa, pentru că Trabantul are doar două uși. Am dat scaunul, a urcat în spate, m-am pus la loc și am plecat la drum. În comuna Ciocănești, oameni buni, există o curbă de 90 de grade. 90 de grade. În capătul satului, doamna zice, eu cobor aici. Sărut mâna doamna, m-am dat jos, abia așteptam să coboare, pentru că din spate nu poți coborâ cu picioarele. Din spate trebuie să cobori așa. Doamna cu decolteul, eu afară, a căzut bine, zic, poftiți doamna, am vrut să-i dau mâna. Politicos, dar nu, avea mâinile ocupate, una pe ușă, una pe... poftiți doamna, am luat-o de moale. Sărâna, mulțumesc, cât mă costă, n-o mai trebuie nimic. Sărâna, s-a dus doamna, am închis ușa, am urcat. Vine un deal înainte de curba aia. Din vârful dealului observ două căruțe cu lemne, cum e la țară, două căruțe cu lemne, care se apropiau să intre în curbă. Mergeau încet. Din partea cealaltă, în curbă, intra un tractor cu remorcă. L-am văzut. În mintea mea de șofer super experimentat, 3 luni de când aveam carnet, zic, vin în viteză cu Trabantul, până în fundul căruțelor, pac, stânga, dreapta am tăiat prin fața lor și prin fața tractorului și m-am dus. Că dacă aștept după ele, pe urmă să depășesc, zic și făcut, mă înfig în volan, schimb viteza, 40, gata, prindea Trabantul. Cobor valea, ajung în spatele căruțelor, oameni buni, mă bag stânga, lansat, hap, să trec de căruțe. Din partea cealaltă, unul cu o Dacia Break a văzut căruța cu remorcă, că intră în curbă, a văzut primul cal de la prima căruță și a zis, intru lansat pe lângă tractor, tai prin fața căruțelor și am scăpat de curbă. Și ne-am întâlnit față în față. I-am văzut ochii pe parbriz. Era disperat. Oameni buni, instinctul șoferului, frână brusc, tras dreapta, trăgea și Trabant odată cu mine, m-a ajutat. Deci, căruța, Trabantul am tras, am trecut prin spatele căruței razant. În momentul în care ne-am întors cu Trabantul, vărmiu a deschis ușa, instinctul lui să sară. Ceea ce nu era foarte rău la viteza aia. În momentul în care... Dar n-a apucat. În momentul în care am atins șanțul, cum e la țară șanțul, de pe margine, mașina, Trabantul, s-a răsturnat, aruncându-l pe vărul meu afară. Era ușa deschisă. Ne-am răsturnat, s-au spart geamurile, cartonul a crăpat, eram în cap, stăteam în cap, cu ochii închiși, mișcam degetele să văd, sunt întreg. N-aveam curaj să deschid ochii și îl strigam pe vărmiu, zic, Vasile, și ăsta nimic. M-am albit, în clipa aia am zis, gata,
Mai strig o dată, Vasile? M-am văzut la penitenciar. Cu fizicul ăsta nu puteam să mă bat cu ea, vă dați seama că n-a... Da, da, puteai să evadezi. Vărmiu deja stătea de vorbă cu sătenii afară. S-a adunaseră, le-a explicat cum a fost, cum alea și aduce aminte, vine la mine, zice: hai, vărule, ieși afară, curge benzină. Trabantul are rezervorul în față. Mamă, când am auzit vocea, am renăscut. M-am dat jos, am coborât, mă duc acolo, îmi tremurau, mi-a aplaudat genunchii, mi-a adus sătenii, apă cu zahăr, cu alea, cum să face? După 3 minute zic: popa. Popa era în spate. Mă duc repede la mașină, vă jur, popa, cu capul în jos, picioarele în sus, toată sutana în cap, într-un short albastru pe dedesubt, că era vară, era cald. Aha, întotdeauna m-am întrebat, ce am, mă? Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!